Bună seara și bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului în studioul Campus TV. Este domnul avocat Lucian Sălcuțanu. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Domnule Sălcuțan, v-am invitat în această seară pentru că dumneavoastră reprezentați municipalitatea în acest război cu cei de la compania de apă. Domnul Ionel Tescaru a făcut foarte multe declarații referitoare la ce se va întâmpla în viitor pentru buzoieni în cazul în care dânsul nu va mai fi la șefia acestei companii. Dumneavoastră sunteți reprezentantul municipalității în cadrul adunărilor generale ale companiei de apă și aș vrea să-mi spuneți pentru început de ce v-a ales primarul Constantin Toma pe dumneavoastră reprezentant. Bineînțeles că dânsul știe mai bine care sunt motivațiile, dar în ședința de Consiliul Local, atunci când s-a votat în unanimitate de voturi schimbarea reprezentantului de la acel moment, domnul Ștefan Nedelcu, care era secretar, fusese secretar al primăriei și care este cunoscut că s-a retras, dânsul a spus în motivație că are încredere în mine, atât în ceea ce privește persoana, cât și capacitatea profesională de a face față unei asemenea provocări. Și vedeți și dumneavoastră că e o provocare. Este o mare provocare pentru că s-a tot cerut demisia domnului Tescaru. Dânsul a spus că nu își dă demisia pentru că nu există motive pentru a pleca de la conducerea companiei de apă. Aș vrea să vorbim despre afirmațiile domnului Tescaru, afirmații care i-au speriat într-o mare măsură pe buzoieni. Dânsul a spus că o fiecare familie de buzoieni ar trebui să plătească 2000 de euro în cazul în care nu va mai conduce compania de apă. Este real ce spune? Este cu totul fantasmagoric și mă gândesc dacă nu cumva domnul Tescaru va deveni un Pikachu pe care toți buzoienii vor încerca la un moment dat să îl înlăture de la compania de apă, ca în celebrul joc Pokémon Go, care este astăzi atât de popular. Nu poți să faci astfel de afirmații și să încerci să manipulezi în așa hal cetățenii orașului Buzău. Este cu totul fantasmagoric, pentru că nu există niciun mecanism prin care buzoianul să ajungă să plătească vreun leu legat de acest lucru. Despre ce este vorba, de fapt? Avem mai mulți bani luați din, pe de o parte, de la BERD. Pe de altă parte, sunt fonduri europene care au fost gestionate și terminate la acest moment de către compania de apă. Aceste două surse de finanțare au resorturi diferite, să spunem. Dacă și niciodată buzoianul nu ajunge să plătească în cazul în care apare vreo deficiență legată de aceste fonduri. Chiar dacă ar ajunge compania, să zicem, dintr-un motiv sau altul, să fie acționată în instanță și să plătească prejudicii imense. Pentru că această companie de apă este o societate pe acțiuni. Ca orice altă societate pe acțiuni, răspunderea acționarilor, care întreagăt fie spus, este vorba despre municipiul Buzău, care are peste 75% din capitalul social al acestei societăți pe acțiuni, este vorba de Consiliul Județean, circa 10%, este Râmnicu Sărat, 7%, și celelalte orașe, Pogoanele, Pătârlagele și Nehoiu. Aceștia sunt acționarii acestei societăți. Acționarii nu răspund decât în limita capitalului social subscris și vărsat. Deci nu se poate angaja o răspundere ulterioară a municipalităților, a acestor și nici de cum a cetățenilor care sunt reprezentați de aceste orașe, municipii. Deci nu există un mecanism legal care să poată să ducă la un astfel de rezultat. Bun, v-am invitat tocmai pentru că sunteți avocat, sunteți specializat pe drept comercial, ați trecut prin foarte multe procese și știți despre ce vorbiți. Dar de ce primăria spunea că este acționar, are 75% și cu toate acestea nu are putere de decizie? Din cauza Bibliei de la Buzău.
Ați aflat că la Buzău s-a descoperit o nouă Biblie? N-am aflat încă. E vorba de scrisă de cine? De domnul Tescaru. E vorba de actul constitutiv al companiei de apă. Cu autor fiind? El nu poate fi modificat. De ce spun că e Biblie? Pentru că nu poate fi modificat de nimeni, în opinia dânsului. Deci nici măcar acționarul majoritar cu 75% nu poate să determine modificarea actului constitutiv, pentru că e o nenorocire. Se întâmplă un dezastru mondial, toată omenirea va rămâne în repaus, toate conflictele se vor opri și toți se vor uita la compania de apă de la Buzău, dacă se schimbă ceva. Deci aceasta este imaginea care vrea domnul Tescaru să o proiecteze. Nu e de fapt deloc așa ceva, deci avem o societate pe acțiuni în care acționarul majoritar la ședința din 1 iulie 2016 a hotărât să modifice actele constitutive care erau făcute cu încălcarea legii. Multe din aprevederi sunt încalcă legea, diverse dispoziții ale legii și ca urmare s-a luat o hotărâre generică care a stârnit această mare tevatură, care vă și citez. Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății comerciale Compania de Apă S.A. Buzău în sensul înlăturării oricărei și tuturor prevederilor ce îngrădesc drepturile conferite de lege acționarului majoritar. Deci, care este problema cu această hotărâre? Eu nu pot să înțeleg. Deci, s-a hotărât Consiliul Local, care reprezintă municipiul Buzău, care este acționar majoritar cu peste 75% în compania de apă, să modifice actele constitutive. Cum? Să le înlăture prevederile care îngrădesc drepturile sale. Cum? În contextul legal, deci în drepturile conferite de lege, nu alte drepturi, nu drepturi care le vrem și nu sunt prevăzute în nicio lege. Domnule avocat, din momentul în care această hotărâre a fost aprobată în Consiliul Local unanimitate. Cu unanimitate, inclusiv de PNL, deci PSD, PNL, PSRO, PMP. Bine, s-a abținut domnul Ionescu pentru că ar fi intrat domnul într-un Ionescu conflict de interese. Fiind și independent, dar partidele politice deci au votat în unanimitate această hotărâre. Spuneam că din acel moment al votului în unanimitate s-a iscat o întreagă confuzie susținută de prefectul municipiului Buzău, doamna Aurelia Mitrea. Da, doamna prefect a fost în mod voit prost informată de către compania de apă. S-a petrecut un fenomen interesant în acele zile. Deci hotărârea Consiliului Local a fost luată în 1 iulie 2016, era o zi de vineri. În data de 4 iulie, la ora 15:22, am formulat o solicitare de convocare a adunării generale a societății către Consiliul de Administrație al societății Compania de Apă S.A. Buzău. Pentru că aceasta este legea. Nu pot convoca eu, chiar dacă sunt acționar cu 75%, nu pot convoca o adunare generală a unui S.A. Cel care o convoacă este Consiliul de Administrație, deci organul care o convoacă. Și am făcut această solicitare de convocare. Repet, țineți minte, ora 15:22. Deci după această solicitare, în 38 de minute de lucru, deci la ora 16, nu prea cred că după ora 16 se mai lucrează în compania de apă, dar în sfârșit, în aceste 38 de minute de lucru, ce s-a întâmplat?
Deci, primind faxul de la mine, în mod normal, trebuia Consiliul de Administrație să fie informat. Deci s-a informat Consiliul de Administrație. A studiat aspectele solicitarea și aspectele legale ce privesc această solicitare. S-au conceput mai multe scrisori și s-au și expediat. Toate în 38 de minute, acele scrisori fiind pe pagini întregi, adică 3-4 pagini, către Ministerul Fondurilor Europene, către Prefectură, către Consiliul Local, către ADI, adică Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, către Comisia Europeană, către BERD. Deci o viteză extraordinară în care s-a lucrat și s-au făcut afirmații false, care în final au ajuns și la doamna prefect, pentru că având această informare falsă peste tot, unele din aceste instituții au reacționat, speriindu-se de fapt de o minciună care a fost propagată de conducerea societății, că se dorește ca societatea să nu mai facă parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Buzău 2008. Acest lucru ar determina, într-adevăr, consecințe la nivel local și la nivel național destul de serioase. Nu atât de rele, dar oricum serioase, dar nu exista niciun fel de intenție de genul acesta. Intenția era simplă. Deci suntem acționari cu 75%, nu avem niciun membru în Consiliul de Administrație. Mi se pare, sau celor care ne privesc acum, mi se pare normal ca un acționar, oarecare, orice acționar cu 75% într-o societate comercială să nu aibă posibilitatea să aibă un reprezentant în Consiliul de Administrație. Nu numai că nu avem, dar în actul constitutiv scria că aceștia trebuie să fie aleși exclusiv după o listă făcută de domnul Tescar. Deci nu am văzut atât de o scamatorie atât de elaborată până acum în domeniul privat. Scamatorie, dar sunteți avocat, nu poate fi atacată niciun fel scamatoria asta legal? Da, bineînțeles, de asta am și făcut demersurile. Eu am solicitat convocarea adunării generale, încă nu s-a convocat. Nu știu, există posibilitatea legală ca instanța să convoace. În momentul în care Consiliul de Administrație nu dorește să convoace, instanța poate convoca adunarea generală, iar acționarii companiei acesteia, societății pe acțiuni, companiei de apă, vor decide într-un fel sau altul privind punctele de pe ordinea de zi din convocatorul propus. Nu neapărat aprobarea tuturor punctelor de acolo. Bun, sunt unele lucruri care se pot și respinge. O să continuăm imediat discuția, însă avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună, doamna Amanda. Bună seara, domnule avocat. Bună seara. Nu știu, sunt bulversat de ceea ce aud. Aceste scaruri este Obama, este Putin, deține un buton atomic să arunce omenirea în aer. Eu nu înțeleg. Ascultând toată argumentația dumneavoastră de avocat, privind acea faimoasă răzberiță, plângere, nu știu cum să-i zic, la toate organismele alea în 38 de minute, păi aceste toate chestii nu pot fi demontate juridic ca să-l pune cu votul pe labe pe acest om. Dacă noi suntem 75, noi, zic noi, dat fiind că și eu, ca telespectator, ca virgulă consumator al acestor servicii de la compania de apă, mă consider acționar, nu? Sigur că da. Atunci acea adunare generală a celor cei cu 75% din acțiuni nu poate fi declanșat imediat și de întârziat, și să nu ne mai lamentăm atât, dar inclusiv domnul primar l-am auzit că
a făcut pescarul ceva care nu mai poate fi desfăcut și nu știu ce, nu știu, nu știu, sunt puțin derutat. Nu înțeleg așa ceva. E stat în stat, a venit cu compania asta de Moș, nu știu, și o altă problemă. Ca să vedeți câtă perfidie în acțiunile acestei companii de apă. Deci noi, proprietarii, care suntem cu facturare directă de la compania de apă pentru serviciile de apă și canalizare, suntem vitregiți de faptul că de a putea fi servit atunci când îi se înfundă scurgerea pe orizontală în interiorul blocului. Păi, dacă eu îți plătesc consumul de apă, îți plătesc canalizare, de ce m-a trimis după mine la, ziceți, are apendicola creat de dânsi, nu știu cum îi spune, lângă tribunal. Ca să mă duc acolo să fac contract de mentenanță cu aia, să le dau și la aia niște bani, păcând tu, compania de apă, ești obligată să vii, să creezi inclusiv acea înfundare care se întâmplă odată la 5 luni, la un an, acolo ale descurgere, din necivilizație, din mai multe... Lângă tribunal vorbiți despre Prescom, probabil, nu? Prescom, așa, mulțumesc, Aruna. Și fel de fel de îmbârligători care ne face pe noi, consumatorii de acestor servicii, să nebunim. Una prin prețul apei, al doilea prin importarea de la Ana la Caiafa și așa mai departe. Și nu, eu vin și desfund la Bașă, nu am cămin. Păi desfundăm, domnule, canalizarea, că de asta îți plătesc canalizare 90% din consumul efectiv de apă. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumim și noi. O seară bună. La revedere. Îi mulțumesc telespectatorului pentru o parte din motivele care au stat la baza promovării acestei hotărâri de Consiliul Local. Acestea sunt resorturile care l-au determinat pe domnul primar să solicite drepturile acționarului principal în interiorul companiei de apă. Pentru că există o lipsă de transparență. Despre exemplu, în articolul 8.2 din actul constitutiv al companiei de apă se spune că avem dreptul să fim informați ca acționari doar de 2 ori pe an, cel mult, zice, cel mult de 2 ori pe an, într-un an fiscal. N-am întâlnit niciodată în deja mulți ani care i-am de practică în domeniu să fie atât de mult îngrădită informarea acționarului. Dar vreau să-l asigur pe telespectatorul dumneavoastră și pe toți care urmăresc această emisiune că există metode legale de a modifica actul constitutiv, de a interveni în activitatea companiei de apă în ceea ce privește Consiliul de Administrație, directorul general. Nu, în schimb, căile legale întotdeauna au o anumită perioadă de timp. Este mult mai ușor să furi decât să implementezi legea. E mult mai ușor să faci această scamatorie care ce înseamnă? Îndrepți atenția încolo și umbli la buzunar. Și poți să faci lucrul ăsta și logic, cum am spus eu, adică să creezi o perdea de fum pentru instituțiile locale și naționale că municipalitatea vrea de fapt efectuarea unei nenorociri, ca tu de fapt să-ți protejezi locul tău în Consiliul de Administrație și în speță directorul general. Deci se poate, există posibilități, nu este decât o problemă de timp pentru a se duce la îndeplinire acest lucru. Iar în ceea ce privește instituțiile la care a scris. Am imediat Berdu, în calitate de finanțator, cu 10 milioane de euro al companiei de apă, a scris o scrisoare de la Londra, am răspuns imediat la această scrisoare și urmarea acestei corespondențe, imediat a trimis o delegație cu șefa BERD pe România la primăria Buzău pentru a vedea care este situația. Urmarea acestei vizite, cred că am lămurit
instituția că lucrurile nu sunt nici pe departe atât de catastrofice precum le prezintă domnul Tescaru, că nu se intenționează niciun fel de nenorocire. Că faptul, deci ce se dorește să nu se mai achiziționeze hoteluri de lux precum Crângul la prețuri duble față de cât se cere pe ele. O să vorbim deci și despre acest subiect pentru că ar trebui asta, să reacționați simple. În calitate de avocat. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Sărmâna. Din discuțiile cu prietenii și cu cei care lucrează pe la compania de apă, că toți avem câte un prieten, doi, care mai facem diverse treburi cu dumnealor, o reparație, se pare că ar avea salariile foarte mari. Atât cei care sunt necalificați, cât și cei care sunt calificați. Bineînțeles că sunt și șoferi, și instalatori, și ingineri, și mulți specialiști acolo, dar față de celelalte societăți din Buzău, salariile dumnealor sunt foarte mari. Știe domnul Sălcuțan ceva despre grila de salarizare? Da, am solicitat personal, am solicitat după împuternicirea dată de Consiliul Local, am făcut o scrisoare către domnul Tescaru și către Consiliul de Administrație ca să-mi comunice nu neapărat numele, ci funcția, salariul și sporurile. Am primit răspuns că prin care nu am fost refuzat direct, dar mi s-a solicitat să cer temeiul legal pentru care eu cer astfel de informații companiei. Am trimis și acest temei legal, aștept să văd cât de transparent este domnul Tescaru, compania de apă, și să vedem dacă trimit aceste salarii și sporuri. Da, oricum există acele declarații de avere din care reiese clar. Telespectatorul nu a vorbit despre domnul Tescaru personal sau despre 2-3 inși. Da. A vorbit despre în general. O multitudine de oameni care sunt în eșaloană 2-3-4. De celelalte societăți din Buzău. Clar. Și totodată cei care fac parte din Consiliul de Administrație, am citit în ziarele locale că au 20 de milioane de lei, 10, să zicem. Mai mult. Pentru, poate greșesc. Dar mai mult, pentru o zi pe lună. Deci 200 de milioane să fie? Nu. Circa 3.200 de lei net pe lună. Aceea este un fel de premieră, pentru că participă deci, la niște pentru participarea ședințe. La o ședință pe lună. Două ședințe sau maxim una. O singură ședință pe lună. Păi e normal, domnule, ce naiba? Da, o să las pe invitatul nostru să vă răspundă. Cât aveți salariu? Păi să 12.500.000. Ăsta e salariul meu. Da. Deci, și muncesc, nu ne jucăm. Deci nu putem avea comentarii. Da, vă mulțumim și noi. O seară frumoasă, la revedere. Da, despre salariile celor din compania de apă am tot vorbit, însă se pare că nu se oferă un răspuns clar. Când o să aveți răspunsurile la acele deci, hârtii, răspuns, să ne spuneți și da, noi. Dacă vin răspunsurile, da, dar oricum vă asigur că în toamna acestui an, cel târziu, vor fi luate măsurile așteptate de majoritatea telespectatorilor, pentru că s-a făcut un sondaj de opinie în precampanie și problema serviciilor companiei de apă era pe primul loc. Deci cetățenii sunt nemulțumiți în proporție de 75-80%. Scrie un telespectator și spune așa, pentru că am vorbit mai devreme despre Prescom. Prescom face gratuit lucrări de intervenții pentru asociații care au contracte de mentenanță. Da, deci n-aș intra în amănunte de genul acesta pentru că nu asta este problema punctuală. E o problemă de principiu care interesează cetățenii, iar schimbările trebuie să se producă întâi la nivel macro, la modul în care sunt tratați până la urmă buzoienii, de la
comunicare, de la comunicare, de câte ori ați fost informată dumneavoastră sau presa buzoiană despre ce se întâmplă în compania de armă? Știți că există lege care le spune că trebuie să informeze permanent despre strategia companiei în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare? Da, haideți să vorbim cu un telespectator să vedem ce știe dânsul despre activitatea companiei de apă. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, sărut mâinile și cu respect pentru domnul avocat Lucian Călcuta. Bună seara. Am și eu o întrebare, domnul avocat. Înainte de toate o să vă rog să vorbiți puțin mai tare, să vă auzim. Da. Bun, mulțumesc. Da, am auzit acum. Acum e mai bine, da, vă ascultăm. Vreau să vă întreb, de ce tocmai acum? Nu este prea târziu? Nu, nu este târziu. Viața merge înainte. Pentru dumneavoastră, dacă plătiți anul viitor o sumă mai mică la factura de apă și vi se oferă servicii de un puțin mai bune și anul următor se menține acest trend, e târziu? Eu cred că este târziu, dar o strategie trebuie făcută, deoarece că și la apa de ploaie să punctați dumneavoastră în acest sigur proiect, nu? Sigur că da. Deci apa de ploaie, apa de meteorică, cum este denumită, da, este o componentă importantă a facturii fiecărui buzoian. Aceasta a fost calculată în mod greșit și se va face, bineînțeles, o analiză a modalității de calcul. Pentru că, într-adevăr, trebuie achitată o apă meteorică conform unor norme legale. Dar modalitatea de calcul este lăsată la îndemâna operatorului regional, a companiei de apă, a municipalității. La momentul respectiv n-a interesat pe nimeni din responsabilii primăriei ce se întâmplă acolo. Și ca atare ei au pus un coeficient de înmulțire a formulei respective care de 1, să zicem. Deci care, de fapt, ce înseamnă? Că toată cantitatea de apă care este comunicată de ANM este facturată. Toată ar merge la canalizare. Nu există spații verzi, nu există decât spații betonate și care duc spre canalizare. Așa este modul de calcul, care evident este exagerat și încarcă facturile lună de lună. Bun, mai aveți vreo întrebare? Și toată populația din țară plătește această apă meteorifică? Da, se plătește apa, dar la alte formule de calcul mai aproape de realitate. Și v-aș ruga, vă rog, mult mai puțin. V-aș ruga și să punctați, să aveți grijă și de calculul la stația de epurare. Vă rog frumos. Da. Bun, vă mulțumim pentru intervenție. Dorim fișa de calcul a domnului director să o dea detaliat, deci absolut toate costurile de la apă. Ce intră, de ce apa la noi e atât de scumpă? Nu ești plecat de acasă, deci în speță eu, aproximativ o lună de zile, sunt plecat și plătesc, deci sunt niște consumuri nereale. Deci nu pot să... Deci haideți să fim ca în Occident. Deci domnule, am plecat, nu consum, nu plătesc. Să fie clar. Deci aș dori ca toată lumea să fie informată din Buzău și toți să știe despre ce este, despre ce se vor. Da, sigur. Vă mulțumim pentru intervenție. O să auzim și răspunsul, ne apropiem de publicitate, dar vă vedeți lipsa de transparență. De exact despre lucrul ăsta am vorbit și eu, lipsa de transparență către cetățenii municipiului Buzău care sunt beneficiari acestui serviciu public. Toate rețelele acestea nu sunt de acasă, de la cineva. Sunt publice, ale fiecăruia dintre telespectatori. Fiecare dintre ei ar trebui să fie informat cu privire la modalitatea în care este calculată factura aceea care li se dă. Deci ar trebui să existe o mai mare transparență. Și, de asemenea, așa cum am arătat, nici măcar noi, în calitate de acționari majoritari, nu putem lua informații, dar pe cetățeanul din blocul
X de pe strada Y. Să știți că de-a lungul timpului am auzit foarte mulți telespectatori plângându-se de același aspect pe care l-a menționat și domnul de mai devreme. Adică, sunt plecați de acasă foarte multă vreme, o săptămână, două, trei, până la o lună, și când revin la domiciliu, pe factura de apă reiese un consum care n-ar trebui să existe. Dar consumul acela, care e un fel de consum fantom, așa, va fi plătit tot de cel care n-a consumat apa, dar până la urmă, dacă e pe factură, suma trebuie achitată. Și aici ar trebui să cercetați dumneavoastră ce se întâmplă de fapt, de unde vine consumul acela. Știu deja, dar nu vreau să vorbesc fără a avea cifrele exacte. Deci știu de unde, care sunt sursele facturării neconsumului. Și chiar dumneavoastră care consumați, de fapt, plătiți mult mai mult decât consumați. Dar e adevărat, o altă problemă. Da. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo, bună seara. Vă ascultăm. Bună seara dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Exact, emisiunea aceasta, mă uitam că este pe celălalt canal la televiziunea locală. Dar din alt punct de vedere, acolo sunt... Dar vreau să vă spun de factura mea de apă. Eu sunt o persoană singură, locuiesc în Dorobanț. Și vreau să vă spun că mi-a venit factura la apă, în care este eșalonată canalizare, epurare, 5 metri cub și ceva, servicii apă meteorică, 2 metri și ceva, făcând socoteala, eu acești 7 metri și ceva cub de apă, în baia mea, nu-n cap. Și am de plătit o jumătate de milion. E adevărat. Pe domnul Tescaru ați încercat să-l întrebați? Poftiți? Nu, că sună ocupat și am vrut și dincolo să vorbesc. Chiar să-i spun că dânsului cineva într-o emisiune anterioară îi luase un interviu și întreba ce salariu are. Așa, cu aproximație, spunea că dânsul ia vreo 86.000 de lei. În comparație cu pensia mea, care sunt o singură persoană, am plătit acum apa o jumătate de milion. Deci acei 7 metri cubi și ceva... Afară de ce am consumat, adică la mine puțin, nu mi-i încap în baie. Da. O să las pe invitatul nostru să vă răspundă. Eu vă mulțumesc pentru intervenție. O seară bună. Deci, toate aceste întrebări își vor găsi răspunsul la finalizarea demersurilor noastre. În momentul în care Consiliul de Administrație va fi schimbat și în mod sigur și domnul Tescaru va fi schimbat conform declarațiilor de până acum ale primarului în funcție, în mod sigur va exista o transparență mare în ceea ce privește modalitatea în care se calculează prețul și serviciile care sunt oferite de compania de apă. Și în afară de transparență, vor fi luate și măsuri pentru diminuarea a costurilor companiei și a prețului de pe factură. Atât pot să spun acum, n-aș vrea să îndrept telespectatorii într-o anumită direcție. Da, telespectatorii sunt exact în direcția în care ar trebui, ținând cont de faptul că știu exact cât plătesc pentru apă și ce apă primesc la robinet. Ne oprim pentru câteva minute, revenim imediat.